În bucătărie e Vlăduț, astăzi este vineri, zi de dulce, neața Vlăduț. Bună dimineața din nou. Astăzi trebuie să dezvălui un secret. Am cel mai bun dulce, după părerea mea, din lume, cel mai simplu și cel mai sănătos și cel mai ușor. Am doar trei ingrediente, și anume un iaurt, am banane, am câteva tipuri de alune, respectiv. Aici rămâne la alegerea noastră. Puteți alege nuci normale, eu am ales nuci pecan și fistic, îmi place foarte mult această combinație, rodie și câteva smeură. Asta înseamnă că toate combinate pe o farfurie dau un desert foarte rapid și foarte sănătos. La sfârșit de tot, îl învălui cu puțină miere, asta ca să-i dau un plus de sănătate și un plus de dulceață. Atât vreau să vă spun deocamdată, mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii. Ce, n-ai mai văzut astea crescute așa? Și eu am prins numai... Eu numai mică prins. Bănănuță mică așa, da. Așa banane, Vlăduț, zici că e concurs de banane? Rude, verzi. Banana, eu am mâncat din alea, ați mâncat micuțe de alea? De alea de maimuțe. Mamă, foarte bune. Și mai sunt unele maronii. Sunt și pe la noi prin supermarketuri. Da. Am mâncat, m-am strepezit, tot am venit și a zis lui Vlăduț, zic, bă, să nu iei în viața ta, sunt niște porcării ordinare. Și a zis, nu, tata, alea sunt de gătit ce ai mâncat. Nu sunt banane. Nico,